Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știi, să ne angajăm la VAR. Așa. Adică dacă tot e nevoie de arbitri, da, să fim statici. Asta cu alergatul nu mă atrage, nu m-a atras niciodată, știi? Da, da, da. Dar dacă e o cămăruță acolo, îți iei un cico... Vezi că au aer condiționat. Așa. Adică... Stai, te uiți la televizor, când se întâmplă, pui stop cadru, începi să analizezi, tragi liniuțe cu mouse-ul, faci învârzi în toate părțile. Cât de greu poate să fie? Practic, ei, te interesează dacă e offside hands și dacă mingea a trecut linia sau nu. Ce vezi că o vreme nu-i pomenea nimeni, adică nu, da, nu era injurat după aia. Nici nu prea te deranjează. Și acum azi niște nume habar n-ai. Și oricum, de câte ori e nevoie pe meci? Hai, o dată, de două ori maximum. Depinde. Băi, să zicem, da. S-a întâmplat meci să fie nevoie de mai mult de 3-4 ori de VAR în 90 de minute? Nu, rar, extrem de rar. Dar sunt multe meciuri în care nu se întâmplă nimic. Mi se pare o slujbă bună. Cât se plătește? Nu știu. Dar... Cred că arbitrii din camera VAR sunt plătiți la același nivel cu arbitrii din teren, dacă nu mă înșel. Nu, mă, nu, că central oricum e plătit mai bine decât tușierii, decât arbitrii. Adică sunt niște baremuri diferite. Eu accept la nivel de tușier. Asta ar fi foarte bine. Și dacă nu iese cu VAR-ul, putem să mai încercăm un job artist modern. Numai idei să avem. Adică îl mai țineți de până cu banana. Da. Sigur că da. Noi nu putem să lipim știuleți pe pereți? Care ar fi? Bă, la noi nu crește banana. Mă, un știulete lipit pe perete. Da, s-a făcut. Da. E un caz cu un artist danez care el a solicitat. Adică danej. Danej, da. A fost angajat de un muzeu din Aalborg. Borg. Care e un oraș în Danemarca. Hai? Aalborg. Mă scuzați. Aalborg. Din Aalborg. A primit echivalentul a peste 70.000 de euro în bancnote, pe mai care mici, bănesc, trebuia să le prindă pe două pânze. De fapt, era vorba, el trebuia să recreeze o operă mai vechi. Uh-huh. Mai veche, pardon. Adică salariile medii din Danemarca și Austria, pe o perioadă de un an, înrămate și puse pe perete. Mamă, dar ce câștigă ea? Păi salariul mediu în Danemarca și Austria? Da, 3.500 de euro brut, fără sporuri. E nebunit? Da, cred. Frumos. Salarii, domnule. Asta e. Deci Danemarca și Austria și le-a rămas, le punea frumos pe perete. Și asta era opera lui. Da, asta era opera lui și muzeul i-a zis, nu vrei să mai faci o dată? Ba da, zice, dar lipsește, adică n-am asta... Bateria primă. Da. Și eu zis, îți dăm noi. 70.000 de euro? I-au dat să pună pe și a luat banii și a furnizat muzeul, în schimb, două rame goale. Cu denumirea, ia banii și pleacă. Băi, foarte fugi. Bun. Și muzeul l-a dat în judecată pentru recuperarea bancnotelor. De ce, mă, n-au înțeles opera? Da. Vezi, asta, arta modernă este foarte bună că nu e pe banii tăi. Așa în e. Momentul în care ei au zis, să-ți dăm noi vopseaua. Adică euro. Tu pictează. Și el a luat banii, a băgat în buzunar. Deci, băi, asta cu artist modern, mie mi se pare că dacă ai un pic, dacă înțelegi corect filozofia apa, aerul și fraierul nu se termină niciodată, atunci poți să produci niște opere de artă absolutamente memorabile. Asta și un pic de curaj ne-ar trebui să ne aruncăm, să ne ducem în lumea asta artei moderne. Așa cred eu. Cred că și la VAR e cam la fel. Ia banii și... La VAR? Joacă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.